Biserica își cheamă enoriașii să cinstească pe 8 noiembrie pe Sfinții Îngeri și lucrarea lor. Este sărbătoarea Sfinților Mihail și Gavril, în jurul cărora biserica adună și serbează toată obștea, tot soborul Sfinților Îngeri la oaltă. Arhanghelii din calendarul bisericesc sunt conducătorii cetelor de îngeri, având aripi și purtând săbii ca simbol al biruinței și sunt călăuze ale sufletelor în drumul acestora spre rai. Arhanghelul Gavril a fost trimis de Dumnezeu la Fecioara Maria să-i vestească taina cea mare a întrupării Domnului și tot el a adus drepților Ioachim și Ana vestea zămislirii Maicii Domnului. În folclorul religios românesc, Arhanghelul Mihail este un personaj mai venerat în comparație cu Arhanghelul Gavril. El poartă uneori cheile raiului, este un înfocat luptător împotriva diavolului și veghează la capul bolnavilor dacă acestora le este sortit să moară sau la picioarele lor dacă le este hrăzit să mai trăiască. De multe ori îl întâlnim alăturându-se Sfântului Ilie atunci când acesta tună și trăznește sau rânduiește singur grindina cu tunul. El ține și ciuma în frâu asemănător Sfântului Haralambie. Arhanghelii în viziunea populară asistă și la judecata de apoi, sunt patronei casei, ard păcatele acumulate de patimile omenești firești și purifică, prin post, conștiințele. Pe 8 noiembrie, credincioșii fac pomeniri și praznice pentru cei morți, iar în biserici, fiecare creștin aprinde câte o lumânare ca să aibă asigurată lumina de veci călăuzitoare pe lumea cealaltă. Este o sărbătoare deosebit de importantă pentru viața creștină, pentru viața bisericii ortodoxe, pentru că Sfinții Arhanghelii Mihai și Gavril sunt cei care au adus vestea cea bună a neamului nostru creștinesc. Totuși, pentru noi creștini, Sfântul Arhanghel Mihail este cel care poartă în mână sabia dreptății. Iar Sfântul Arhanghel Gavril este cel care a adus vestea cea bună întregul neam omenesc, buna vestire. Cel care a spus pentru prima dată Sfântul Fecioară Marie, bucură-te, ceea ce ești plin de dar, Marie, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei. Sfântul Arhanghel Mihail poartă în mână sabia dreptății, iar Sfântul Arhanghel Gavril poartă în mână crinul, floarea aceasta arătând crinul Fecioriei Sfântei Fecioare Maria, cea care a fost fecioară înainte de naștere, fecioară pe timpul de naștere și fecioară după naștere. În România, peste 1.300.000 de cetățeni poartă numele Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, mai bine de jumătate fiind bărbați.